Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe opening Și în sfârșit văd că am primit și eu food bird de gift și este și varianta corectă. V-am zis în episodul trecut că probabil așteaptă să fac peste 146 de zile cât văd că scrie aici ca să-mi dea ultimate pack-ul. Mă bucur că în sfârșit l-am primit, că am primit un pack bun și avem reward-uri. Prima oară că reward vin la 11 pentru că s-a dat ora, cel puțin noi ca țară am dat ora, nu știu câte alte țări mai dau ora. Știu că Turcia nu mai dă ora de ceva ani. Deci, da, aveți grijă la fusurile orare dacă primiți ore în alte fusuri, mă rog. E irelevantă chestia asta, dar să țineți minte că pachetele primim la 11 acum. Dacă ați văzut titlul, înseamnă că ați văzut clipul pe 1 a patra. Ce e 1 a patra? În ziua păcărerilor. Nu știu cât de jegoasă e chestia asta, dar am zis să vă trolez puțin. Era clar că nu pică că... mie Ronaldo Nazario. Cine a fost puțin inteligent nu și-a luat trolul ăsta. Oricum, de mâine, 2-a, 4 -a, nu o să mai fie titlul și niște anumitul respectiv. Am zis să vă trolez puțin și așa. Cred că în 3 ani de YouTube n-am postat niciodată pe a 4 -a, Era și cazul. Nu știu cât de bun a fost trollul și cât a crezut, dar na, am zis să încerc. Poate dacă puneam un troll mai credibil, de mai mulți oameni. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați crezut sau nu în acest titlu. Că mi-a picat Nazario sau nu. Și să-mi spuneți... Dacă ați văzut clipul pe 1, că dacă l-ați pe doi, clar nu v-ați mai luat rol. Hai să luăm la Rivals. Bă, nu știu, mă. Aș lua Tradeable. Poate un pic ceva să fac coins, dar nu. Mergem pe Antrey pentru că o să fac cât de multe 81 plus o să pot să mai fac în acest episod. Camera încă e focalizată, e bine. Am mai filmat cu facecam de două săptămâni, cred că. Hai mă, rar mega pe 4, rar mega și la FUT Champions. Stimul frică e interesant. Din nou nu-mi intră nimeni în echipă. Gold 1. Putea să vedeți în episodul trecut când am rău uitat eu la... Când am filmat pre pic am uitat să scor scorul pentru că fac live-uri pe Twitch. Nu știu dacă o să fac săptămânal, sincer, în funcție de ce chefam. Săptămâna asta nu cred că o să joc cu echipa mea. Mai multe detalii o să primiți pe live sau în episodul următor de reward-uri la Food Champions. Hai să vedem. Spunea în timpul că așa și așa. Ar fi bun Obameang sau Dembele ca super sap. În rest, nu-mi trăie nimic. Chiar nu-mi pasă. Mm, un 85. Bun pentru rating. A fost un pic bun, sincer. Mai era și Shaqiri 84. Hai să vedem acesta, al doilea, Full 81. O să leu pe Hennessy. Nu știu de ce. Nu cred că am de 86 plus încă, dar mai strâng pachete. 60 de K. Interesant, cred că aveam 10K înainte. 7 pecuri plus, ce o să mai fac eu? 81 plus avem altimei Pack, avem două pachete de 100k și 4 pachete de 55 de N-are cum să nu prindem un Food sau măcar un nou ca în acest episod. Eu refuz să cred că nu o să prind. Chiar refuz să cred. Hai mă! Bă, avem boards, începem ok, adică putea să nu fie nimic. Portughez, s-a făcut acolo un drop frame, nu știu de ce. Guerreiro. Ok, 84, nu e nici măcar 83. Decent. Și pe lângă un 83, încă 1. Bun. Chiar, chiar pachet bun. Continuăm cu rar mega pack. Corect. Hai mă, un workout așa. Da, frate, mă ascultă jocul. E o zi frumoasă azi. De 1 aprilie v-ați luat și troll, m-ați înjurat, ați dat și dislike. Poate dacă v a supărat. Și vine Tony Cross, care ajută clar la Vidal. Din nou lag. Băi, de ce am lag? Am oprit tot setările poate s-au stricat și iar e pe ultra jocul, dar nu cred la cum se vede sincer. Poate în spatele lui încă un knockout? Hai că sunt nesimțit deja. După ce că m ascultat jocul, ultimele două ori ar mega pe încă un knockout din ele și ar fi superb. Hai mă, păstrăm vibe-ul pozitiv, că am depășit răceala cu bine. Boards, ok. Știi ceva? Merge. CDM. 83, Fernando, nu mai stau că n-are rost. Nu Bine, mă și grăbesc puțin pentru că trebuie să mă duc la la fix. Detalii, nu vă interesează pe voi. Asta... Nu mi-a spus la clipul anterior dacă ați intrat în vacanță sau nu și dacă ați intrat în vacanță când ați preferat să postez. 83. Încerc să mă gândesc dacă să-l păstrez. Nu, no, cu Excel știți ceva. Nu stau. Chiar nu e ceva care merită păstrat. Încercam să-l fac pe Vidal ultimul SBC la el, dar pentru un 83 știi ceva, las. Haide, mă. Rostul pe Vidal fără să bag niciun ban. O Bă, ce-am zis, mă? Bă, ce-am zis că două walkout din patru rare mega pecuri. Franța, să ok, Ok, CM, Pogba. Bun și Pogba. Mă încurca puțin dacă era pe că... Bine, nu mă încurca așa mult, că îl vindeam pe Ronaldo, reveneam Bape. Dar mă încurca la faza cu Vidal, că pregăsim și eu echipă. O să vă arăt, poate, la finalul acest episod, dacă reușesc să-l fac pe Vidal. Dar stru tot să reușesc să-l fac. N-avem cum să nu-l facem. Pogba, pa patra oară sau a treia oară când pic ca anul ăsta. A treia asta la mine pe cont. E ok, decent. 83. Al cu Excel, nu. Aceste sunt unde poate să dea așa. Icon, Mendy, orice football day și orice workout, uh, măcar în form. De fapt, nu orice workout în form, pot să 84. Orice workout peste 87 sau 88. Hai să vedem, poate iau nimic, dar eu sper. Ar fi indicat să dea, mă. dă -mă ceva acolo, dă -mă ceva acolo. O, cău, frate, football day, let's go, hai cu Mendy, că -mi trebuie în echipă. Spania, ok, bun și Spania. Ce me? Tiago? Tiago, cel mai high rated, let's go. Bă, ziua asta e nebună. Bă, dacă o să mai am perioade în care nu pică nimic, cred că ar fi ca să filmez fără facecam două, trei episoade, că eu uite ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă când FIFA, ei sport și voi totodată îmi revedeți fața. Bine, e o față urâtă, dar... Vine bulanul cu ei pasă. Ok, în spatele lui ar mai putea să fie un food birthday, de ce nu? Nici măcar nu știu cât costă. Uh, nici măcar nu știu dacă să-l țin în echipă, probabil că nu o să-l țin în echipă, adică dacă chiar vreau variante, am pe uh, 93 de bruine, care mi se pare un car mai bun decât Iago. Vreau să-i văd și steluțele, cred că are 4 cu 5, ceva de genul. Ok, doar un 85, dar avem 4 replicator unde poate să fie walkout. Hai mă, Bă, eu zic să-l vând. Sincer. Nu e pe stilul meu neapărat. Nu-mi place el în realitate. Mai mă uit o dată la preț. Oricum, e minim 500 000. Deci chiar l-aș vinde. 532 și s-a dat. Du-te, tată. Ai fost bun? Ai stat la club? Nici n-ai stat la club, că nu te-am băgat în club. Bă, aș zine bună. ce asta? Și mai avem două pachete. Măcar încă un ocau dacă nu la următorul, să-mi dea din alt pack și eu sunt foarte mulțumit. Am resurse, dar -am, în continuare n-am non rar. Nu știu de ce am luat eu. Că n-am nici bani să l cumpăr așa mulți. Nu știu. Vedem. Jumbo. Rar. Player spec. Și de mult n-am mai plătit Gold 1 cum a plătit azi. Dacă dă și aici o caut, nu mai zi nimic. Ah, atât de aproape. nimic. Ne postrăm în crezători pentru ultimul pachet. Ultimate pack-ul. Vine aici Coche sau Saul? Coche. Foarte bine că e 85. Destul de bine. Sper că nu m-am defocalizat. Nu m-am defocalizat. Perfect. Bă, un singur borț din pachetul ăsta. Ur urât, sincer. Team 2 poate fi mai bun. Nu știu ce să zic. Hai, mă. Alt mi pe. Deci dacă e de la ei Te rog. Dăm workout, walkout. Ca la cât l-am așteptat ar fi cazul să-mi dai ceva. Hai. Ai, mă, și-mi dă chestia asta care era 15-14 cala cu Excel, la pe fiind de a n-am ce să fac cu un 76 overall. Pe bune, frate! Ceva 85 după? Sau 84? Sau măcar 83? Da. Cadoul meu de footbird L-am așteptat o săptămână în plus, poate chiar mai mult. Sau mă rog, 6 zile cred că au fost exact. Ca să nu iau borți. Bine, dacă vreți, considerați voi man de the match ăla ca boards. Eu nu. Oricum a fost o zi foarte bună. Și din punct de vedere al coins din punct de vedere al resurselor. A fost un clip nebun, iar în caz că ziceți că aș fi făcut clickbait, puteam să nu fac asta pentru că oricum îl lua, puneam Tiago în titlu. Tiago o să fie mâine în titlu. Azi rămâne Ronaldo Nazario. Bă, dar cum era să chiar să-mi fi picat Nazario? Eu s-am gândit ăsta să fac clickbait cu Nazario o moment și el chiar să-mi fi picat în episodul de astăzi. Da. Sunt curios dacă a fost cineva care s-a uitat la tot clipul sau măcar pe momentul ăsta, care el chiar credea că nu e troll, deși eu am spus la început că e troll. Ia uite-l mă și pe Vidal. Monstrul. Am văzut oameni care și-au vândut gulit de 90 și ca să-l facă pe... De fapt, ca să-l facă. Ca să-l joace pe Vidal. Pro player, semi pro player, ca să nu zic chiar oricine. Băi, e un car decent. Nu știu cât o să-l joc în echipă. Cred că mă ajută mai mult la mijloc. E mai mult mai defensiv decât ce aveam eu. Normal că nu e pe market. E un zeu. Ce să mai... Să vedem cât o să stea. Direct shadow. Nu stau la discuții. Nici nu-mi pasă dacă i-am dat ce trebuie sau nu. Eu nu-l vreau foarte mult. Deci cred că eu ajung 87 dribbling. Am Am, perfect. Perfect. Am CM, și CM, CF. Oricum ăsta e ieftin. CFST. Da, da, Cum să ne ia uite-l. Ia uite-l ce frumos arată. Ia, am okay, acheiat ajunge 82 agility tip și 86 bonus pentru un CM cu calități defensive care nu prea dai să urce. Eu zic că e ok pentru el. Cristinelu. STKF. KF că camă, Parcă aveam. Ia uite. Ce mi trebuie neapărat e CM, -CM care sper cam am că e scump. Ia uite. E gata, toată echipa e perfect, în afară de băieții ăștia doi care se știa că 110. Oricum am un plan să fac asta. Dar cu Mendy bineînțeles. Chiar dacă nu mai am pe băiatul ăsta. Nu știu. Simt mai solid cu un Mendy pe de, cu băiatul ăsta. Băiatul ăsta rămâne pe cei eu pentru că pare mai rapid și mai ok decât Blanc, deși Blanc e Blanc. Mă rog. Mai aștept sugestii și de la voi. De ce nu? Banca mea de rezerve poți să mai facem cu o echipă cu e incredibil, nu poți să cred că e jucători am. Hai cu player picurile, că trebuie să vină mendiu ăla neapărat. Bă, dacă nu vine Mendy vreau măcar 3-4 walkout ar fi ok. Chiar ar fi ok să -l luăm pe ultimul să nu fie la amărât aici. Sau să fie amărât dacă nu e. Oh, începem în forță. Nu e amărât că e pe 89 ca să miro, e un zeu. Hai, continuăm în același regim, sper. Sau nu? Andrada. Hai mă, dă mi walkout. Deci am 3-4, primul a venit, al doilea încă nu. Hai te rog, hai te rog, hai te rog, hai că poți. Hai că nu poți. Ok, până acum e ok. Hai, măcar dăm borzuri. Bun, 85, Wijnaldum. Un food birthday dacă se poate acum. Hai. La cazet. Bă, nu-mi place. Am luat ea. 3 de 81, 81, 82. O mahrez! Let's go! Ne revenim. Îmi pare rău că spart urechile. Vreau încă un knockout. Hai că putem. Hai că putem dacă e. O, de de mă, dă Bă, totuși, 3.85 nu sunt rău. Fac și chemă stream hrez cu Rodri Verde link-ul. Sai, Zeman. 83, 83 costici, bă mai avem doar 3, nu, nici măcar 2 walkout-uri, mă, 84 coman. aoleu, nu cred, nu cred, bă și cât de bine am început, ok, se pune și gulag ca și walkout, Bă, slab, sincer, chiar dacă am luat 3 de 85, 2 de 85, ba nu, 4 de 85, 1 de 84 și 2 de 83. Putea, se putea mult mai bine. Asta e? Oricum, clar sunt mult mai nerfate decât cele la trecută. Cam atât cu acest episod, sper că nu v-a supărat cu faza din titlul la început. Hai să ne distrăm, nu știu, mi s-a să un episod genial, așa că apăsați pe butonul de like, să facem 350 de like-uri. Abonați-vă dacă sunteți noi, am nevoie foarte mult de ajutorul vostru să vă abonați, să distribuiți clipul ăsta. Ca să fac 13.000 de abonați ar fi stenzațional. Nu uitați de linkurile din descriere unde aveți toate social media-urile mele, canalul de Twitch, nou canal de YouTube unde postez clipuri când am timp amuzante sau super gol. Am pus un super gol cu Neymar, să intrați să-l vedeți că e genial linkuri către Eneba, unde cu codul HALUC aveți 3% reducere la orice comandă, orice joc ați vrea să vă cumpărați. HALUC e acolo să vă susțină cu o reducere de 3%. Și pe flashcard.ro pentru carduri personalizate aveți HALUC 10, 10% la orice comandă. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și dacă îmi folosiți codurile, până data viitoare aveți grijă de voi, eu am fost HALUC, la revedere!